Te pot vreodată întrebarea de ce unele persoane ajung să lucreze în IT cu ușurință și să câștige o groază de bani, iar alții nu pot să facă asta? Învață o perioadă de timp pe care se lasă, pe care iarăși învață o perioadă de timp pe care iarăși se lasă. De ce se întâmplă chestiile astea? E bine, în video-ul ăsta vreau să-ți răspund pe scurt la această, hai să zic, problemă sau această întrebare pe care o primesc foarte des. Hai să-ți arăt care este secretul succesului în domeniul IT. Și este un proces pe care l-am observat la marea majoritate a celor care ajung să se angajeze și celor care ajung să aibă succes pe termen lung, atât creștere, atât învață o grămadă de tehnologii, lucrează la chestii foarte mișto și câștigă o groază de bani și au parte de mare succes în carierele lor și în viața lor. Fii atent! În primul și în primul rând, totul pleacă de la direcție. Ce-ți dorești tu de la viața ta? Ce-ți dorești tu de la cariera ta? Care este stilul de viață pe care îl dorești? Cât timp vrei să ai la dispoziție în fiecare zi? La ce nivel vrei să ajungi? Totul pleacă de aici. Mai întâi te raportezi la chestia asta, după care te duci în alte etape și o să vezi că în abia în a treia etapă întreb cu ce limbaj de programare să începi. Nu de aici. Mai întâi te gândești câți bani vrei să câștigi, te gândești care este timpul pe care vrei să lucrezi în fiecare zi și te gândești la ce nivel vrei să ajungi. Odată ce asta ți-e clar, te duci mai departe. Ok, ce arie îmi aleg din domeniul IT? Pentru domeniul IT există mai multe arii, dar aici este foarte important să-ți răspunzi la întrebarea asta. Care este area pe care vreau să mă specializez? Ce job îmi doresc? Și odată ce știi clar acest lucru, odată ce știi că vrei să faci, să fii software developer pe partea de Java, odată ce știi că vrei să fii administrator de rețele de calculatoare, odată ce știi că vrei să fii specialist în securitate cibernetică, te duci la etapa numărul 3, care etapa numărul 3 are de-a face cu învățarea, are de-a face cu ce ai tu nevoie să înveți, ce tehnologii trebuie să cunoști, ce limbaje de programare, la ce nivel, astfel încât apoi să ajungi în etapa numărul 4, și anume să te pregătești pentru angajare sau pentru a deveni freelancer. Pentru că procesul ăsta de aici are legătură și pentru cei dintre voi care vreți să vă angajați și pentru cei dintre voi care vreți să deveniți freelanceri. Aici, în etapa numărul 4, odată ce ai învățat lucrurile, începi deja să-ți dezvolți un CV, să-ți dezvolți un portofoliu, să-ți faci un pic de research, să vezi ce ai nevoie să știi pentru a te angaja și începi deja ușor, ușor să înțelegi cam ce firme sunt în piață și la care poți tu să apelezi, astfel încât să obții jobul ăla pe care ți-l dorești sau să obții clienții pentru care, pe care tu vrei să-i ai, astfel încât să obții cariera pe care o vrei până la urmă, pentru că în domeniul IT poți să te angajezi, poți să devii freelancer, consultant sau liber profesionist, cum se mai spune, și nu în ultimul rând poți să fii antreprenor, poți să ai propriul tău startup, propriul tău business și să dezvolți mai departe produse și servicii către piață și piața să te plătească pentru ele. Și nu în ultimul rând vine etapa numărul 5. Etapa numărul 5 are de-a face cu momentul decisiv, să zic așa, întâlnirea ta cu angajatorul. Te-ai pregătit, cunoști lucrurile, ți-ai ales aria și acum ești față în față cu angajatorul și angajatorul o să treci cu el printr-un proces, cel mai probabil 3 interviuri, unul cu HR-ul, unul cu un manager și unul cu un specialist tehnic și prin acest proces vei avea de răspuns la anumite întrebări și să-ți demonstrezi acele abilități pe care tu le-ai cultivat și le-ai învățat în toată perioada asta. Și în ultimul rând, pasul numărul 6, aici deja este momentul în care tu ai obținut sau ești în pașii sau ești în procesul tău de a obține acel succes în carieră pe care ți-l dorești. Ăștia sunt cei 6 pași care îți vor garanta succesul în carieră pe termen lung. Odată ce ai ajuns și te-ai angajat, repeți, vii din nou aici și te gândești ce-ți dorești de la cariera ta, după care îți alegi din nou direcția, ok, care e următoarea direcție, care este next level pentru mine raportat la ceea ce îmi doresc, care este următorul job, care este următorul nivel, apoi învăț din nou, mă pregătesc, dau acel interviu sau îmi obțin clienții pe care îi doresc, iar apoi din nou am parte de încă oricare în treaptă, încă oricare în succes. Ăsta este procesul, folosește-l, spor și o să vezi ce se va întâmpla în următorii ani în viața ta.